Salut, camarazi, bună dimineața! Uite, m-am întors iar în capitală. Mi-am adus provizii de la țară la greu. Așa, numai de-alea biologice, scoase din grădină. Mi-am luat și eu ceva cu mine în traistă, ca să am, să nu mai consum, că totul e scump dacă mănânci pe drum, știi? Așa, mi-am pregătit aici, ca tot gospodarul, niște ce să mănânc aici de dimineață pe drum. Uite, mi-am luat niște pâine de grâu, așa, mi-am luat 3 ouășoare de găinușe fierte, am 3 castravecior de grădină, castravecior de grădină, biologii de la prietenul meu Marinică, am sare din Himalaya, de-aia roz, și mi-am luat o mână de vișine, vișine de țară, asta e desertul, știi? Prietenii mei de lângă Comana au de vânzare 30 de kg de vișine, dacă vreți să faceți dulceață, compoturi, nu știu ce îmi ziceți, și vă aduc. Mi-am luat și ceai de coada șoricelului, ca să beau, că e sănătos, și mi-am luat și o apă minerală, că nu pot să vă arăt marca, că zic ăștia că fac reclamă. A fost mișto la Comana, foarte cald, dar a fost bine, am făcut și o băiță, m-am spălat și eu, m-am purificat în Râul Sfânt, în Neajlov, așa sunt ca un bebeluș nou născut. Am adus o groază, am adus o găinușă la vreo 2,7 kg, așa, nu prea mare, dar o să fac de 3 ori mâncărică din ea. Deci, aseară am făcut o ciorbică, n-am mai filmat-o că era târziu și era grăbit, poate diseară filmez. Am adus foarte mult, vreo 9 dovlecei, și mai mari și mai mici, de la prietenul meu Marinică și de la Mia. Ce am mai adus? O groază de ceapă, din păcate albă, aia roșie s-a terminat, vișine vreo 3 kg, vreun kilogram de castraveciori, am adus fasole galbenă, de aia micuță, subțire, și ce am mai adus? Vreun kil și ceva de usturoi, știi, sănătos, l-a scos Marinică din pământ în fața mea, e bun. Sănătos o să trag de el, stai că am uitat că am niște usturoi la mine, trebuie să în fiecare zi mănânc câțiva cățeluși de usturoi, știi? Aici usturoi și ăștia de aia mai mici, dar trebuie să-i mănânc și pe ăștia, să-i termin. Sunt și sănătos și sunt și bun la infecții, la una alta. M-am băgat și eu la umbra, la niște corcoduși de ăștia roșii. Mănânc și după aia o să mă duc să mă bărbierez, că sunt dezbărbierit, știi, știu niște locații cu apă caldă, mă duc acolo, mă bărbieresc, îmi iau și hârtie igienică, moca, știi, și de azi o să încep să adun și o sticlă să vând, o să fac vreo, o să vând, încerc să vând în fiecare zi 40 de sticle, înseamnă 20 de lei, înseamnă 6 milioane pe lună. Nu e paradisul, dar ajunge de un miel de 13-14 kg, 6 milioane, și de mielul ăla mănânc o lună, știi? Și sănătos. Deci asta e, mă reprofilez. Se pare că și astăzi o să fie cald. Vreau să ies puțin la treabă, la turism, nu știu ce. Așa, pe lângă o să mai adun și sticle, pe unde văd o sticlă, o doză, ceva, le parchez și mă duc cu ele la străini și le schimb acolo, pe bănuț, că asta e. Hai că mă apuc să mănânc, sunt bine, sănătos, mai tușesc puțin. Nu prea mai am bani, mai am doar 60 de lei, dar sâmbătă sau cel târziu duminică o să vină leafa de la YouTube, sperăm că nu mai îmi opresc din bani, știi? Oricum trebuie să vorbesc cu camaradul Silviu să vedem de ce mi-a oprit luna trecută 2.400.000 din total, știi? Deci o treime din bani mi-a oprit aiurea. Probabil că au băgat vreo formulă, vreo chestie care n-am îndeplinit-o.
și m-au tapat la bani. Deci sunt relativ bine, sunt sănătos. O să mă duc mai după amiază să iau un litru de ulei bunica și un litru de un kilogram de făină, pentru că dovlecia am adus și pentru mine și pentru Cristian, pentru Îngerul meu păzitor, și facem dovlecei panești, mișto așa, avem o făină, n-avem, și îi pregătim așa, că mie îmi plac dovlecei pane, și mi-au dimineața un borcănaș cu dovlecei pane și cu mușdei de usturoi arunca peste ei, știi? Și e mâncărică simplă, sănătoasă. În rest, ce să, mergem înainte, cu Dumnezeu înainte. Vă pup cu drag, vă doresc o zi minunată la toată lumea, și la voi, și la cei dragi, și la copiii voștri, și la amante, și la gagici. Așa, hai, vă pup și rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!